Viața lui Ilie Alexoae, un țăran din comuna Roma, județul Botoșani, care s-a opus colectivizării din perioada comunistă, pare a fi scenariul unui film. În timpul represariilor împotriva participanților la revolta anticolectivizare, auzind că se află pe lista celor care urmează a fi arestați, bărbatul s-a ascuns într-o groapă făcută sub vatra sobei din casa mamei sale, unde a stat vreme de 22 de ani. Ilie Alexoae era obișnuit de mic cu munca la câmp, lucrând împreună cu familia pământurile obținute după reforma regală de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În vara anului 1949 însă, comuniștii care au preluat puterea au propus luarea pământului de la țărani și înființarea colectivelor. Familia Alexoae a fost trecută la Chiaburi, fapt care însemna că urma să rămână fără nicio palmă de pământ. Capul familiei, Dumitru Alexoae, și alți țărani din sat care au ajuns în aceeași situație, s-au revoltat. Acest lucru nu a făcut decât să încrânceneze și mai mult pe comuniști. Au început arestările, fără niciun fel de acuzație. Dumitru și fiul său Ilie, care avea doar 19 ani pe atunci, au fugit de acasă. Luni întregi au rătăcit pe drumuri ca să nu fie prinși de către comuniști. După ce am umblat pe câmpuri de nebuni, tata nu a mai putut rezista. S-a dus la miliție și s-a predat singur. Eu am mai rătăcit un timp până m-am îmbolnăvit. M-am întors acasă atât de bolnav că nu am mai știut nimic de mine. Când m-a văzut, mama a început să-mi plângă de milă. Mi-a făcut o ascunzătoare în stogul de fân și acolo am zăcut până mi-am revenit. Dacă nu era mama să mă îngrijească, sigur muream. Nici măcar nu mi-amintesc bine cum am ajuns acasă, a povestit Ilie Alexoae. Controlele deveniseră mai dese, iar teama de a fi prins era tot mai mare. Ilie nu se mai putea ascunde în fân pentru că era căutat și pe lângă casă. Își dorea să moară, dar nu înainte de a fi încercat totul. Astfel au început cei 22 de ani de temniță autoimpusă. Când m-am îndrăvenit, mi-am făcut o ascunzătoare sub pământ. M-am gândit mult până să-mi găsesc locul. Până la urmă m-am hotărât să o construiesc, dacă se poate spune așa, sub casă. Săpam în fiecare noapte câte un metru. Tatăl meu era deja la pușcărie. Acasă nu mai era decât mama. Când a fost suficient de mare groapa, am început să o fețuiesc. Am făcut tot din pământ scaun și masă, iar pe jos am făcut un fel de pat din rogojin. Când am intrat sub pământ, parcă am simțit până în măduva oaselor răceala. Măcar când ești mor, nu simți cât de rece este pământul. În ascunzătoarea asta m-am îmbolnăvit și sufăr și acum, a mai povestit Ilie Alexoae. Timp de aproape 12 ani de zile, Ilie a fost căutat zi și noapte de comuniști. Acest lucru l-a făcut să nu aibă curajul de a ieși afară. Doar noaptea mai ieșea prin curte și atunci o făcea îmbrăcat în straie femeiești. Căutările au încetat atunci când prin sat s-a auzit că Ilie a murit și că a fost luat de ape. În tot acest timp în care Ilie Alexoae a stat ascuns, și-a dorit să fie util. A învățat de la mama sa să coase, să croșeteze și să țese. Carpetele pe care le-am cusut, pânza, cămășile și aceste costume populare sunt tot ce mi-a rămas din vremea tinereții. Când o să mor, vreau să fiu îmbrăcat în costum național, a mai spus moș Ilie. Când i-a murit mama, Ilie Alexoae nu a mai putut rezista și a ieșit din ascunzătoare. Aerul din atmosferă i-a făcut rău. Medicii mi-au spus că nu am făcut bine. Nu ar fi trebuit să ies direct afară. Așa mi-am distrus plămânii. Nu mă puteam obișnui dintr-o dată cu aerul pe care îl respirau toți oamenii. Știam ce se întâmplă doar din ce îmi spunea mama. Gândul că a murit m-a făcut să mă simt abandonat. Doar părinții au știut că fiul lor era într-un fel acasă.
Când s-a întors tata de la pușcărie, nu înțelegea de ce mama ducea mâncare afară. Într-o zi a urmărit-o și m-a găsit. A început să plângă și mi-a spus că viața era mai ușoară la pușcărie decât așa, a mai povestit Ilie Alexoae. Se înțelesese cu mama sa ca la moartea ei să iasă din ascunzătoare, orice ar fi, și așa a făcut. S-a prezentat apoi la miliție și a aflat că pedeapsa i s-a prescris. Era din nou liber, însă fără anii tinereții și fără ca mama să-i mai fie alături. Timpul a trecut foarte repede, dar nu și pentru fugarul Ilie Alexoae. Oamenii din sat deja uitaseră că mai există. Trecuseră aproape 20 de ani de când nu se mai știa nimic de el. Cu toate acestea, vestea că Ilie a revenit din morți a făcut mult caz în comunitate. Pe la toate colțurile și pe toate drumurile se auzea vorbindu-se despre Ilie Alexoae. A fost întrebat de mulți curioși ce a făcut până atunci, însă n-a spus nimic nimănui. Aveam 41 de ani când m-am însurat. Chiar dacă era foarte târziu pentru mine, am vrut să am o familie. La 50 de ani abia am făcut un copil, de altfel singurul pe care îl am. Nici nu pot să spun prin cuvinte cât de tare i-am urât eu pe comuniști. Din cauza lor mi-am distrus eu viața. Pe unde mă duceam să lucrez, toată lumea mă vedea rău pentru că aveam dosar de pușcăriaș. M-am bucurat foarte mult la Revoluție că au căzut comuniștii. Dacă nu erau morți când am ieșit, pe cei care m-au condamnat cred că îi ucideam eu. Cel puțin, măcar mi-au dat o pensie la fel ca oamenilor care au făcut pușcărie pe nedrept. Oricum, cu câteva sute de mii nu poți trăi, dar bine că i-am și pe aceștia. Mi-am pierdut toată tinerețea ascunzându-mă. Nici nu m-am gândit că o să mai fac umbră pământului. Nici nu mai știu de câte ori m-am rugat să mor. Acum, dacă aș fi în aceeași situație, mi-aș găsi o ascunzătoare la fel, a mai spus Ilie Alexoae. În anul 2008, Ilie Alexoae s-a dus la cele veșnice. Până data viitoare, toate cele bune!